Nu m-am putut obișnui cu gândul că el mie de aceea tocmai trebuie să-mi fie mult mai străin decât oricare om, fiindcă în trecut mi-a fost mai drag decât oricare om. Dar dacă poate politica să noade după plac și să întărească legături, nu poate la fel de lesne să le și sfărâme. Dacă e așa și dacă greutatea cumplită a învinuirii care apasă asupra-ți mai sporește acum abia cu un suflu numai, și dacă sunt înșelat, atunci să știi că va fi vai de tine și vai de mine. Spune-mi ce am făcut. Și atunci chiar sânge ar putea să curgă. Cum? Până acolo am ajuns. Nu, pe mine însă nu mă mai cunosc. Nu-mi pasă nici de lege, nici de datini, nu-mi pasă nici de vocile naturii, nici de tratate între națiuni. Ce mult te plâng eu, sire. Să mă plângi? Nu-mi trebuie mila unei țitoare. Nu mai pot. Nu e prea mult. Mă năbuș. Doamne, ce-i? Ești palidă și șovăi. Elisabeta, vino-ți iar în fire. Încearcă să te reculegi, dar te rog, așează-te. Îndată am să chem pe cineva. Majestate? Conte de Lerma, spune să vină îndată doamnele. Reginii s-a făcut deodată rău. Să o ducă la ea în odaie. Nu, nu e nevoie. A fost o slăbiciune trecătoare. Plec singură. Nu e nevoie, sire. Nu, Lerma. Însoțește-o pe regina. Pot să vorbesc cu regele? E poza. Majestate, bine ai venit, marchize. Ce mi-aduci? Descoperiri de seamă care schimbă cu totul lucrurile. Ce anume? Când am ieșit de aici din aur, m-am și întâlnit cu prințul. Noi suntem prieteni în copilărie. Carlos are o încredere adâncă în mine. Nu mi-a fost greu să capăt de la el un portofoliu în care își ține toate scrisorile. I-am spus că e urmărit și că e mai bine să le păstrez eu. Aici e portofoliul. Dă-mi-l, dă-mi-l. Ia să vedem. Aceasta e o scrisoare de la împăratul, tatăl meu. Aici un plan de fortăreață. Cugetări din tacit. Asta ce-i? Un scris pe care parcă îl cunosc. E de la o femeie. Deschis cu cheia asta, e în fundul pavilionului, regine. Cum? Aici iubirea va rosti în voie sfiosul o frumoasă răsplătire. Trădare diavolească. Știu acum. Ea este, e scrisul ei. E scrisul reginei? Nu se poate. Al prințesei de Eboli, marchize. Am căzut în mâini cumplite. Trebuie să spun, femeia asta a deschis caseta reginei. Ea mi-a spus și cine știe ce parte o fi având aici Domingo. Am fost în chip nemernic înșelat. Cum atunci s-ar mai putea? Mi-e tare teamă că față de soția mea, marchize, am fost nedrept. Și dacă între regină și prinț vreo înțelegere o fi fost, atunci a fost în chip neîndoienic cu totul în alt soi decât aceia de care sunt acum învinuiți. De o priveghere mai amănunțită, cred că e nevoie aici. Răspuns de dânsul. Majestate, dacă mă credeți bun de o treabă cum e asta, atunci vă rog să mi-o lăsați întreagă pe mâna mea și fără îngrădire. Așa va fi. Nu vreau să am pe nimeni, oricine ar fi și oricum l-ar chema, să-mi fie chipurile de ajutor și în fapt să stingherească tot ce fac. Nu va fi nimeni, îți făgăduiesc. Mai e nevoie de o prevedere. Mă tem ca prințul să nu afle. Are prieteni buni și poate legături cu răsculații. S-ar putea să ia vreo hotărâre desnădăjduită. De aceea ar fi bine de pe acum să luăm măsuri ca să întâmpinăm aceasta prin mijloace foarte repezi. E foarte drept ce spui, dar cum? Să-mi dați un ordin de arestare și în clipa primejdiei mă voi sluji de el. Dar ordinul va fi secret de stat și numai eu îl voi cunoaște. Țara e în joc. Primejdia cea mare cere mijloace neobișnuite. Iată-l. Mă voi sluji de ordinul acesta doar când va fi neapărat nevoie. Și acum du-te. Pleacă, dragul meu.
să aduci iar sufletului meu odihnă și somnul nopților să mi-l dai iar.